Bună ziua și bine ați venit la evenimentul nostru. Suntem obosiți după un maraton literar de 3 zile. Noi mai puțin, președintele filialei aici de față, Dumitru Brăneanu, cred că mai mult. Suntem... Bună seara! Bună ziua! La lansarea unei cărți foarte interesante, foarte inedite, am citit-o, am scris despre ea, o să fie publicat domnul Rodaru într-una din reviste. Se numește Afaceri de amor, păruieli și vesele întreceri cu cai la Saint-Jean-d'Acre. Dacre, nu Darc, Dacre. Este o localitate, în recenzia mea am explicat, este o localitate istorică din vremuri medievale. Sunt 21 de schițe satirice și am apreciat stilul și limbajul domnului Rotaru ca fiind unul elevat, cu umor când sarcastic, când hâtru, dar clar un umor inteligent, mai rar la noi, pentru că, vorba aceea, suntem o țară tristă, plină de humor. Mesajul de multe ori este amărui, dar cu siguranță veți râde și sper că cei care vor citi, vor cita, o să vă bine dispună din oricare din cele 21 de schițe. Ne onorează cu prezența președintele filialei Dumitru Brăneanu, scriitoarea Roxana Medvețchi, domnul critic literar de temut al nostru, Petre Isachi. Întrucât eu am scris deja și sper să fie citit materialul meu, să auzim părerile invitaților noștri. Roxana, încep. Da, că eu sunt mai subțire așa. În ceea ce privește expunerea. În primul rând vreau să vă spun că avem alături de noi și pe doamna Cristina Ștefan, vicepreședinta Uniunii Scriitorilor, filiala Bacău. În comitetul de conducere. În comitetul de conducere, că e foarte modest. Reprezintă editura Rovimed, sub a cărei siglă domnul Rotaru a ales să-și publice cartea. De obicei spun câteva cuvinte în legătură cu colaborarea noastră ca editură, cu autorul. Astăzi n-am să fac acest lucru pentru că chiar n-am ce spune. Colaborarea a fost extraordinară, dar vreau să spun câteva foarte, foarte puține cuvinte. Vreau să spun impresiile mele ca cititor. Nu sunt critic, așa că nu le luați de bună. Fiecare cititor are propria interpretare a fiecarei cărți. Cartea a venit în mâna mea ca și produs finit. Deși la editură eu sunt cea care fac tehnoredactarea și corectura, de data asta nu am făcut-o eu și mă bucur că n-am făcut-o eu, pentru că aș fi fost cu totul distrasă de la munca mea de conținutul cărții. Vă spuneam că mi-a parvenit în forma finită, în forma finală, și am rămas ușor surprinsă, răsfoind-o, văzând tehnoredactarea destul de sofisticată, hârtia aleasă, dar mai ales coperta. Și l-am întrebat pe editorul șef al editurii a cui este concepția grafică și mi-a zis că este a domnului Rotaru. Și atunci am fost un pic mai atentă. Am deschis-o pe toate coperțile, m-am uitat atent la toate imaginile și am zis că trebuie să mă înarmez cu tot ce sunt eu dotată, pentru că nu o să am de-a face cu o carte banală. Este o carte complexă, după părerea mea, cu de toate. Cu umor, sarcasm, ironie, fine și inteligente, istorie,
ficțiune îți lasă loc ție ca cititor să-ți manifeste imaginația? Îți lasă loc ție ca cititor să fii acolo, în locurile, în întâmplările, lângă și printre oamenii descriși? Din punctul meu de vedere, este o carte foarte bună. Mi-aduc aminte că în tinerețea mea devoram orice fel de literatură, indiferent de genul literar. După aceea am început să fiu puțin mai selectivă și chiar au fost cărți, și nu puține la număr, pe care le începeam, nu mă captau atenția și treceam la următoarea. Nu se poate întâmpla așa ceva cu această carte. Eu vă recomand cu toată căldura și vreau să-l felicit pe domnul Rotaru pentru clar viziune, pentru toate ideile expuse aici cu un limbaj extraordinar. Mulțumesc că sunteți aici. Așa că, doamna Cristina... Mulțumim frumos să puteți fi convinși de ce a spus doamna Roxana, pentru că și dumneavoastră este un prozator de elită și știe despre ce vorbește. Vreau să vă spun că domnul Rotaru, am înțeles că este și caricaturist, imaginile de pe copertă de aici îi aparțin și foarte interesant coperta 4 cu citatele pe care le evidențiază, cred că sunt satire. M-am lăudat singur, adică de că s-a exact. Exact, dar sunt foarte, foarte, sunt savuroase. Avem în față o excelentă radiografie a societății omenești în integritatea ei, în spațiu și în timp. Nu înțeleg. Scalpelul fin al autorului aduce în primul plan toate afecțiunile acestei alcătuiri sociale bolnave, dar nota bene nu încearcă să propună remedii, ceea ce îl face să pară aproape uman. Este un nume ilizibil, Aracui Malauitatoscoa, proeminent critic literar din insula Paștelui. Domnul Isache, vă ascultăm. Țineți microfonul, așa auziți televiziunea. Trebuie să țin asta în mână. Ceva bună, da. Sigur, e o carte de excepție, chiar nu prea am văzut în România așa, nici în ceea ce privește problematica transfigurată, nici concepția, nici viziunea și nici funcția pe care trebuie să o aibă un scriitor, un artist. Asta trebuie să facă scriitorul, artistul. Trebuie să schimbe lumea. Ori lumea nu poate fi schimbată decât aplicând ceea ce se numește poetica șocului. Nu sunt schițe, ca să fac precizarea, l-am văzut și pe Dan Antal, londonezul Dan Antal, profesorul de lingvistică sau ce e el, că le numește schițe, nu sunt schițe, sunt mult mai mult decât o schiță, sunt, să le spunem, alegorii, parabole, utopii, distopii, mai ales distopii, eu știu, profeții, simboluri. Ce mi se pare admirabil, ce mi-a plăcut mie, sunt multe și eu am să scriu, nu așa de pingă dumneavoastră, că dumneavoastră sunteți meticuloase, da, da, da. Ce mi-a plăcut cu deosebire, se vede arhitectul. E admirabil ca în literatură să vină, eu știu, actorii, arhitecții, compozitorii, să le spunem profesii adiacente, da, adiacente. Ce înseamnă, în primul rând, arhitectul? Veți observa o construcție circulară, ceea ce se numește circularitate compozițională, cu o artă desăvârșită. Veți observa, dacă vreți, funcția detaliului. Veți observa stilul.
Deci 20 și câte ați zis că sunt? 21. Pentru că în ediția cealaltă erau 20, 29 sau 30. E reeditată cartea, este reeditată la aceeași editură, tot la Rovimed. Da, unele ați scos niște texte, nu știu cine le-a scos, dar cred că poate că e bine că le-ați scos. Deci plecam de la ceea ce se numește perspectiva arhitectului asupra lumii. Arhitectura, care știți, este arta numărul unu, ca să spunem așa, al lumii, arta pură, îi spunea George Călinescu, arta în care se întâlnesc toate celelalte arte. De asta veți găsi admirabile dislocări temporale în texte, admirabile dislocări spațiale, o pluralitate de stiluri. Vreau să spun că niciuna din cele 21 de texte, fiecare are personalitatea lui, ceea ce vreau să vă spun că nu e ușor. Traducând ceea ce numesc eu personalitatea complexă a artistului, a arhitectului, care știe să construiască, are o admirabilă proprietate a termenilor și o rigurozitate, o artă compozițională fără egal. Se poate preda de minune la o universitate arta compozițională, eu știu, stilistica și ceea ce înseamnă o viziune polifonică, plurală asupra lumii. Lumea este un sferoid, o compoziție pe care o descoperi greu. Transfigurează, într-adevăr, s-ar putea să nu placă, deși e admirabilă. Transfigurează omul contemporan. Când spun omul contemporan, nu spun numai românul. Nu spun numai românul, spun omul european, omul mondial, omul de pe mapamond, omul de astăzi, cu prejudecățile lui, cu eternitatea lui. Descoperi toate temele, dacă vreți, tabu din literatura universală. Am mai citit cineva de curiozitate cartea, că eu aș fi vrut să plecăm de la întrebări, de pus întrebări, că avem aici autorul și mai avem și criticul, ar fi teribil. Dar n-ați avut probabil timp, deși chiar vă rog să vă faceți timp, pentru că o să vă placă. O să vă placă la modul concret. Sigur, o primă calitate este asta, lasă lectorului libertatea. Vorba vine că i-o lasă, că creează admirabile, face așa la fiecare text, un admirabil pat procustian și volens, nolens, intri în el, nici nu știi ce să admiri. De pildă, în Bomba psihologică, găsiți transfigurată la modul ideal exact psihologia COVID-ului. Cum a început, cum s-a răspândit, cum s-a terminat, cum e acum și cum funcționează o bombă psihologică. Ceea ce noi întâlnim foarte des, aceste bombe mai mari sau mai mici psihologice, dar nu ținem cont de ele. E adevărat, cartea cere un lector avizat, cere un lector cu personalitate. Arhitectul, artistul, îți impune erudiția lui, veți fi plăcut impresionați de ceea ce înseamnă o erudiție mai mult decât de tip renascentist. Fac această subliniere, mai mult decât tipul renascentist. Și
sau unde să vă mai... în viață de artist, pentru că toți suntem aici, aproape toți artiști, vă veți descoperi cu o plăcere, nu știu ce fel de plăcere, dar plăcere tot e, așa, în acest text, într-unul dintre personaje, fie el regele, fie el bibliotecarul, fie oricare personaj. Personajele, putem să le numim personaje idee, personaje simbol, eu știu, voci, cum vreți, sunt mai puțin ființe de hârtie, totuși, dacă tot am intrat într-o terminologie de asta. Ce se vede? De pildă, de o actualitate care pare să nu o descoperiți, e dacă citiți Vânătoare cu noroc, nu? Și Vânătoare cu noroc, care pleacă, să spunem, de la o poveste banală, pescarii știți cum se întâlnesc, știți cum se întâmplă când nu prind pește și cum încep poveștile și 4 sau 5, nu știu câți erau, așa, prieteni, 5 povești, dar cum se exacerbează, să spunem așa, funcția minciunii. Asta reușește, de fapt nu reușește, că reușește să transfigureze această relație dintre realitatea imediată și irealitatea pe care o trăim conștient sau inconștient, sau suntem trăiți. Sincer să fiu, nici nu știu dacă ar fi așa să aleg un text, chiar am să-l întreb pe autor, îi pun întrebarea de acum, care ar fi un textul lui preferat de aici, ce text al arege de curiozitate. Trebuie să-l luăm la întrebări, nu-l lăsăm așa. Ia uitați, nu? Care ar fi textul preferat? Pentru că eu, de pildă, sunt admirabile, dar m-am oprit la Salve Brutus, de pildă. Modul cum se perpetuează istoria, cum falsificăm o realitate prin istorie. Istoria, știm foarte bine, scrisă întotdeauna de învingători. Nu? E și normal, dar nu o să scrie învinși și istoria, nu? Dar modul de a perpetua această istorie este admirabil. Și sigur, în acest sens, cezarizează, dacă vreți, textul și viziunea asupra lumii și imaginează, de ce nu, imaginează, are o imaginație de arhitect. De arhitect. Știți că rama arhitectului este cerul și pământul. Nu? Asta este. Și bineînțeles că se ajunge la concluzia că Cezar își imaginează propriul asasinat. El îl montează pe Brutus și grupul lui și de aici frumusețea, aș putea să citesc ceva, o chestie, dar de ce? Asta ca să vă demonstrez că văd și fără ochelari, știi? De asta caut să citesc așa. Dar asta trebuie să și găsesc. Deși am subliniat aici peste totul, nu mi-am pus hârtiuțe așa cum ar fi făcut domnul Codrescu. A venit domnul Codrescu? Da, el își punea hârtiuțe. Nu, la asta cu... Lasă că nu mai citesc. Mai bine așa, fără carte, da. Sigur că vreau să spun că într-un text din astea 21, pe care vreți dumneavoastră să-l luați, există o supratemă, există o temă, să spunem, principală, pe care autorul pare să-și focuseze discursul, să-și curească compoziția, dar în realitate organizarea textelor este simfonică. De asta spuneam eu că există o polifonie, o muzică și o relație ce artistic, aș spune eu, între timp și spațiu. Și sigur că
ca să scape, zice, bagă în subtext, apropo de o lume bolnavă, spunea că trăim o lume bolnavă. Dar noi zicem că trăim lumea bolnavă, dar spune, ne uităm, zicem că numai celălalt e bolnav, nu și noi. Toată nefericirea noastră e că noi nu ne vedem în personajele astea. Aproape nu există personaj să nu locuiască și în noi. Chiar aș fi curios, de asta întrebam dacă am mai citit cineva, ca să mă mai consult, probabil cu autorul. Deci, niciunul dintre vocea sau starea sau simbolul sau personajul din această carte, oricare dintre el locuiește și în noi. Dacă vrem și suntem cinstiți cu noi și dacă vrem să recunoaștem, inclusiv zeci de prejudecăți, să luăm aia cu cioara. Aia cu cioara e admirabilă. Da, cioara... Cioara moartă. Sigur că stăpânind bine cuvântul, stăpânind ceea ce se numește mitologia românească, mitologia tuturor culturilor, mitologia lumii și așa mai departe. Era neagră, neagră scrie aici? Și, de apropo de revista lui Mocanu, da, da, cioara vopsită, da. Prejudecata, prejudecățile astea care bântuie omenirea și care ne determină să nu fim noi, să nu fim oameni, să trăim o frică atavică de boală, de istorie, de celălalt, de război, de rasă, de istorie, nu? E excepțional actualizat momentul în care trăim astăzi. Nu? Momentul în care trăim astăzi. Adică cele două războaie le găsește aici, dacă vreți. Ca stare de spirit care se perpetuează în timp și care este dusă și transmisă de noi. Asta reușește, e de invidiat. Personal îl invidiez, dar degeaba îl invidiez, că pot să fac orice, nu pot să scriu ca el. Asta este. Deci, în această privință, este inimitabil. Asta este artistul. Fie el arhitect, fie compozitor, fie scriitor, fie critic literar. El trebuie să aibă stilul lui. Asta înseamnă viziunea lui, asta înseamnă că știe să interiorizeze lumea, asta știe că artele pot schimba omul. Dacă sper într-o salvare, eu așa, ca un bătrân venerabil așa, în asta sper eu, ca artele, mai devreme sau mai târziu, care nu există artă postmodernă, nu, arta e artă. Leonardo da Vinci e și astăzi, dacă e contemporanul nostru. Și Shakespeare și așa mai departe. Asta ar putea să ne salveze de la o cădere în istorie, de la o cădere în ignoranță. Într-adevăr, este un dușman al prostiei, deci toată nenorocirea care ne vine, nu vorbesc numai de prostia românească, care are specificul ei, ci de prostia, cum îi vreți, europeană, universală, nu? De ceea ce numesc eu prostocrație, puterea prostiei și asta trebuie să fie un scriitor după mine. Asta trebuie să fie un intelectual. Vorbim de intelectualul, dacă vreți, întâi și întâi, nu? Constantin Doru parcă, nu? Doru. Dudu, băi, și tot bă, zic Doru, nu știu de ce. Da, Rotaru, da. De intelectualul, da. De intelectualul pe care trebuie să fim. Nu știu dacă n-ar mai trebui să mai stau eu și să mai intervin mai târziu. Da, și, da, chiar așa. Bine că mi-ai zis, auzi. Mulțumesc, Rumana. Da, bine că l-am oprit, nu? Da. Eu mă gândesc la ce ați spus, domnul profesor. Da, că funcție de meseriile care le avem, putem fi influențați și în scris. Asta nu însemna că un inginer, nu, să scrie și în scrisul lui să respecte perfect un proiect ca să nu dea rateuri, să nu cadă construcția, nu?
un economist, că eu sunt economist, ce ar trebui să scrie de maniera în care la sfârșit bilanțul să fie pozitiv, nu? Să avem, să avem beneficii. Eu știu, profesorii ar scrie cu tendințe didactice de a, nu e așa, Cecilia, nu e așa? Așa. Da? Iar doctorii ar trebui să scrie reparatoriu, nu? Să facă de maniera în care lucrarea să meargă strună până la sfârșit. Cred că diferența o face talentul literar. Și la domnul Rotaru este clar că sunt influențe culturale, spirituale, ale minunatei meserii pe care o practică de arhitect, dar eu am citit cu foarte mare atenție, aici este vorba, aici este vorba despre talent literar. Nu exagerez cu nimic. Cartea asta de debut este strălucită din toate punctele de vedere ale teoriei literare. Și o să vă spun așa, că dacă într-adevăr structurează foarte inteligent fiecare schiță, fiecare, cum zice domnul Isache, fiecare subiect, fiecare personaj foarte divers din toată lumea, cu marile tematici literare respectate, vreau să vă spun că finalurile de la fiecare sunt explozive. Eu sunt explozive finalurile, deci m-au lăsat cu gura căscată, m-am lipit de sfătarul scaunului. De exemplu, cred că prima schiță, sau cum i-a zis, text, că a zis că nu sunt schițe. A, mă rog, primul text, ca să fim, cum zice domnul Isache. Deci prima schiță a fost aleasă și la titlu, Afaceri de amor, păruiel, vesele întreceri cu cai la Saint-Jean d'Acre. Mie mi s-a părut genială, mă iertați, nu prea vorbesc eu la superlativ despre cărți pentru că le judec. Dar vreau să vă spun că finalul acesteia este formidabil. Deci am mai citit-o încă o dată, că nu-mi venea să cred. Una iese, vreți? Vreți să devoalăm una din schițe? Haideți, haideți să vedeți ce grozăvenie este. Haideți să vă fac să râd. Nu, o citesc numai câteva fragmente ca să înțeleagă despre ce-i vorba. În fața cetății Saint-Jean d'Acre, fortificație căreia creștinii obișnuiau să-i spună Acra, iar musulmanii Aco, avântul cavalerilor cruciați fu curmat pe neașteptate. Nu erau obișnuiți cu asta și nici nu știau să facă față situației tactice. Până atunci, dăduseră lovituri puternice armatelor emirului Saladin Sal-Ahdin, din cum îi se spuneau arabii, dar cetatea asta nenorocită nu putea fi luată, nici dărâmată, nici înfometată, nici altfel. Și apoi continuă cu ce se întâmplă cu luptele medievale de la cetate. Toți încercau din răsputeri așa, menestreli subnutriți cu haine rupte în coate și genunchi și harfe acordate neglijent, propuneau teme eroice care în comparație cu isprăvile lamentabile prijeluite de actualul asediu erau interpretate de fiecare cavaler în parte drept ofensă personală și asta nu făcea decât să învenineze atmosfera. Saltimbanci îmbrăcați ca papagalii se osteneau să-și câștige dreptul asupra resturilor de la masa nobililor lor săpâni și înghițitorii de flăcări, săbii și alte multe și de neimaginat lucruri se dădeau de ceasul morții să placă. Și se întâmplă lupta și ajungem la un apogeu, iar la final aflăm care a fost temeiul acestor lupte medievale crâncene, care de fapt au schimbat și continuă și astăzi, deci trebuie să situăm acest subiect în cadrul vieții cotidiene. Și care a fost temeiul? Pe
Pe la cântatul cocoșilor, după ce observaseră atent sistemul de apărare al taberei, așezarea posturilor de pază și traseul gărzilor înarmate, se puseseră de acord din ochi și pășiră cu mare fereală spre palisada și valul de pământ care înconjurau baza militară franceză. Se strecurară neauziți pe deasupra întăriturilor și se pierdură printre corturi. Căutau flamura anume, niște armonii, o anumită banieră, păreau că să cunoască însemnele heraldice. Treaba asta le-a luat cam mult timp și se continuă cu această căutare, cu, ne-aduce aminte de luptele istorice când intrau în taberele dușmanilor PNV și făceau acolo așa. Și acum tot PNV. Bun. La final, nu? Se priveau în ochi cu bucurie, deci ei își ating scopul acestei lupte, se aflau printre prieteni și se îndreptau spre Franța, era bine. Ceilalți doi nu scăpau nicio mișcare. O deschise, prada pentru care se dăduse lupta, o deschise cu gesturi sigure, lente, aproape rituale, apoi puse încetişor pe masă o bucată de ceară albă cu forme neregulate. Să ne bucurăm, prieteni! Avem în sfârșit mulajul cheii de la centura de castitate a marchizei de Montfera. Iată bărbatul, iată bărbatul, de centura de castitate asta, da? Da, mi s-a părut genială, te ține, luptă, ce acolo, tactici, strategii, nenorocire. Și prada asta era. Da. Zic și eu, ca domnul Isache, a mai citit cineva cartea să mai pune niște întrebări, să vorbim împreună, să dezbatem. Păi spune-mă, măi, eu tot de la hai, veniți în față, domnul Doru. Aici, la mine, aici. Haide. Uitați, aveți aici, aveți loc aici. Nu, stai la acolo, în față. Lasă-l. Am aflat destul de târziu că trebuie să iau cuvântul la această lansare de carte și mi-a luat atât de mult timp cititul încât luarea mea de cuvânt va fi scurtă, că n-am avut timp să scriu mai mult. Am intitulat, nu, sunt două pagini. Două pagini, mă rog, da. Da. Am intitulat luarea mea de cuvânt surprinzătorul debut literar al arhitectului băcoan Constantin Dudu Rotaru. În continuare, voi încerca să argumentez de ce consider că arhitectul băcoan Constantin Dudu Rotaru are un debut surprinzător prin cartea Afaceri de Amor, Păruiel și Vesele Întreceri cu Cai la Saint-Jean d'Arc. În primul rând, este vorba de un debut literar nu la prima, nici la a doua, nici la a treia, ci la a patra tinerețe, la o vârstă septuagenară. Dar conform unei zicale existente în toate limbile terei, niciodată nu e prea târziu. De aceea, eu îl felicit pe arhitectul băcoan pentru această inițiativă. De altfel, nici debutul meu literar nu a fost timpuriu. Abia în anul 2005, când am lansat cartea de călătorie, Mâncătoarele de ruși de buze din Casablanca. Atunci, la vârsta de 59 de ani, nu mă gândeam că voi ajunge să scriu 33 de cărți de călătorie, devenind cel mai prolific scriitor călător în 7 continente, nu numai în literatura română, ci și în literatura universală. În al doilea rând, spre deosebire de mulți scriitori băcoani și nu numai, Constantin Dudu Rotaru nu ocolește teme sensibile, cum sunt cele legate de etniile minoritare din România, evrească și romă, ca de exemplu în anecdote cu evrei spuse de evrei, respectiv Cioara Moartă. În al treilea rând, arhitectul băcoan se dovedește a fi un scriitor credibil, un prieten al adevărului, pe care nu îl spune doar pe jumătate, ci îl exprimă total, răspicat,
printr-o ironie aspră, necruțătoare, pe scurt, prin sarcasm. De exemplu, anecdota următoare. Un vapor pleacă din Constanța spre Tel Aviv plin cu evrei migranți. Desprinși de la cheu, unii au început să strige către cei rămași pe mal. Hă, la muncă, la oase, comuniștilor! Deodată, unul dintre ei iese în față și strigă: trăiască prietenia româno-sovietică! Ești nebun? Ce ți-a venit, au strigat colegii? Lasă, blestem mai mare nu le trebuie. Nu în ultimul rând, ca fapt surprinzător, Constantin Dudu Rotaru face parte din categoria scriitorilor care se ocupe efectiv de realizarea coperților, a ambalajelor care pot contribui decisiv la o mai bună vânzare a cărților. Închei prin a-l felicita încă o dată pe arhitectul băcan Constantin Dudu Rotaru pentru surprinzătorul și totodată promițătorul debut literar. Și voi face în încheiere un cadou surprinzător. Am aici câteva monede din ultima mea câteva bancnote din ultima mea călătorie. Am aici, de exemplu, un dinar din Bahrain, pe care vi-l ofer, un dinar. Așa. O 100 de rupii din Pakistan. Așa. Și o bancnotă din Bangladesh care se numește, dacă poate să-mi spune cineva, taca se numește, și o tacă ofer. Deci nu. Mulțumim frumos, domnul Cicescu. Și eu vă mulțumesc. Bine ați revenit. Bun, ia să vedem. Văd că ești dispusă de conversații. Poftiți. Exact, exact. Și asta ar trebui să fie și atmosfera. Ok. Mulțumesc. Hai, lasă, dragă, dar de ce? De ce vrei să stai aici? Ah, despre asta e vorba. Eu vreau să văd publicul, să zic așa. Și mai ales pe autor. Da, este într-adevăr surprinzătoare cartea prin faptul că ca scriitor o judic așa, ca și specie literară. Eu nu, până acum nu pot încadra, în afară de ce a spus domnul Isache, deci schiță și așa. Și așa, după cât mi-am dat seama de ce ai citit așa, că nu este o schiță, este de fapt pe scheletul narațiunii, adică cu un conflict, cu o expoziție, cu o dezvoltare, cu un climax, cu un punct culminant și așa mai. Nu e vorba despre asta. Aici este vorba de o etalare a unei culturi acumulate de-a lungul anilor. Am aflat și vârsta așa. A fost timp să acumulați și o dați cititorului în formă de pastile. Dar ce este? Cum o redați? Deci eu văd așa, știu că un arhitect, prin vocația sa, are vocația de a construi. În general, cum să spun, în literatură, a construi este a construi o narațiune, a o dezvolta, a avea un deznodământ. În cazul dumnealui, nu este cazul de așa ceva. Deci, nu este schiță. E clar că nu este schiță. Bun, lămurind aceasta. Mă impresionează faptul că, deși e la prima carte, domnul poate intuitiv sau prin structura, să spunem, prin structura artistică care o are, ca și arhitect, deci el construiește, mai mult desconstruiește. Și aici este modernitatea volumului. Postmodernitatea volumului stă în aceasta, că el deconstruiește. A deconstrui
este mai greu, uneori mai greu decât a construi, pentru că merge pe tiparele lui proprii, nu pe cele clasice pe care s-a construit ceva. Și ce deconstruiești? Am văzut cu Brutus, nu? Deci ce știm noi despre Cezar și Brutus? Istoria, mi s-a părut invers, distorsionat, întors. Deci asta este modernitate, postmodernitate. Da, și aceea, sigur că da. Da. Adică sunt niște intuiții pe care le are doar, cum să spun, un scriitor versat, așa, nu știu cum să spun. Mă rog, adică nu știu dacă s-a dorit treaba aceasta, dar acolo s-a ajuns. Acolo s-a ajuns. Deci, deconstruiți, domnule arhitect, în literatură și atunci reușiți să fiți modern. Ca să construiești ceva modern. Mi-închipui că în arhitectură, acum hai să o iau așa pe practic, cred că în arhitectură construcțiile dumneavoastră nu sunt din patru pereți și cu ferestrele funcționale, ci e Gaudi. M-am gândit și eu la Gaudi. Exact. Adică, așa, interpretat tot fiecare amănunt interpretat. Deci este un har al lui Dumnezeu. Este un talent artistic. Să fiți sănătos și să construiți și pereți și literatură. Foarte bine, să zizat, Cecilia, mai ales că n-ai avut cartea. Ia să mai vedem. Cine ne mai spune vreo vorbă? Domnul Viorel? Nu? Din prieteni? Nu? E păcat. E o carte eveniment, să știți. E o carte eveniment, mai ales pentru literatura băcăoană, că noi suntem mai bacovieni, așa. Și asta e o carte de satiră. Da, imediat. Spuneți. Despre Acra. Acra este acum, face parte din orașul Haifa. Deci nordul port. Da. Da, este în port mai la nord puțin de portul din Haifa. De sus de pe deal se vede Carmel, se vede foarte bine portul și Acra. Acra în franceză. Acra spun ei. Da. Despre Acra mai știu un lucru. Acea bătălie a fost prima bătălie colonială a europenilor pentru contra arabilor. Da, la Acra s-a întâmplat. Și este satirizată. Dacă nu mai vrea nimeni, ne apropiem de final, să știți că îi dau cuvântul președintelui. Poate intri. Mai funcționează. E numai simbolic? E numai simbolic, nu s-au... Da, dar ca să ai de ce te ține, să nu cazi jos, știi? Ține un cion, da. Da, merge. Ci că merge, dar nu merge. Merge, da, se înregistrează, bun. Da, într-adevăr. N-am citit cartea și aș putea să vorbesc pe aia vreo jumătate de oră, oră, da. Nu vorbesc jumătate de oră, că vezi... N-am citit. Nu, am citit... Da, nu. Dar, într-adevăr, ce de admirat, aproape nu știi ce să admiri. Să admiri bijuteria asta de carte, făcută de editură, și să admiri editura, sau să admiri autorul, la fel, pentru modul acesta original. A transpune o experiență în scris. Aici avem, de fapt, un transfer, dacă vreți, arhitectului în scriitor și a scriitorului în arhitect. Pentru că, până la urmă, arhitectul este un artist. Da, spunem artist. Este unul din cei mai profi. Da, păi da, este un artist total, cu o viziune foarte largă și cu un spirit foarte pătrunzător. Pentru că nu, el construiește. Ce spuneam mai devreme, desconstruire și construire. Deci el construiește, până la urmă, niște texte care sunt admirabile, în fond. Și nu lipsesc cu desăvârșire, ci din potrivă sunt atrăgătoare. Și ca să vedeți că nu greșesc, să citesc și eu numai două, una, două, trei, patru, cred că schițe, da, titluri, ca să vă incit la, așa, unu, iad alternativ.
2. Ura. Au venit gunoierii. Și asta e foarte bun. Dar asta e și mai. Ger necruțător, sex neprotejat și război neconvențional la Cotăchești. Asta e un ritm ca bătută. Acum salve brutul, s-am zis și eu. Deci, iată, titluri care vă poate incita și care merită într-adevăr și sunt convins că când o citim n-o să o lăsăm din mână, cum se spune, și o să citește cu plăcere. În condițiile acestei lumi nebune în care trăim, astfel de carte e binevenită și cred eu foarte bine primită de cititori, pentru că să ne mai descrețim frunțele, să încercăm să mai trăim într-o altă dimensiune, cum să zic eu, mai plăcută. Să ieșim din cenușiu ăsta în care trăim până la urmă. E o carte, e un mijloc de a ieși din cenușiu în care trăim zi de zi. Chiar dacă unii poate trăiesc mai frumos, așa mai, să zic, mai într-un cer albastru sau își aduc cerul albastru și el implementează în suflet, dar foarte mulți au ocazii cu astfel de carte să-și schimbe puțin modul în care trebuie spiritual vorbim și noi vorbim spiritual, nu neapărat material. Da, deci eu, pentru că n-am citit-o, vă recomand cu plăcere această carte și sper, și sper că când ne vom mai revedea la următoarea, va mai fi o carte? Auzi, când o să mai fie o carte, la următoarea carte vom reveni sigur să discutăm și să însăilăm și de pe marginea acestei cărți. Între timp, sunt convins că o să o citiți cam toți, o să fiți curioși să o citiți. Eu sunt cel mai curios, n-am avut timp, dar abia aștept să o citesc. Da. Bun, vă mulțumesc, felicitări autorului. Mai ales că și eu de vreo săptămână nu mai sunt sex, acum sunt sept. Septo gal, septo bul, septo sol, biosept și așa mai departe. Suntem biosept acum amândoi. Da, bine. Vă mulțumesc și dumneavoastră că aveți răbdarea și ați venit să fiți alături de autor astăzi. Meritați toată aprecierea și tot respectul. Vă mulțumesc. Imediat. Numai un pic vreau să insist. Să nu cumva să vă lăsați înșelați că estetica urâtului, asta e predominantă, este cu intenționalitate folosită. Dar tocmai pentru a crea antiteza și a crea, dacă vreți, năzuința frumosului, dorința de a trăi, pentru că orice s-ar spune, arhitecții sunt artiștii care creează frumosul, frumosul existențial. Deci să reținem această funcție estetică a urâtului folosită cu inteligență și pentru a trezi, v-am mai spus eu, pentru a ne provoca. Funcționează ireproșabil, mai repet o dată, ceea ce numesc eu poetica șocului. Mai vrea doamna Cristina să mai citească ceva, spuneați. Din ultima chestie cu... Da, numai că nu sunt alea, sunt scrise, le-a scris în titlu. Și apoi vă pregătiți, domnul Rotaru, să ne povestiți câte ceva. Deci sunt anecdote cu evrei scrise de evrei. Da. Deci nu mai acuzați, suntem antisemiți, când spunem bancuri de evrei. Iată, evrei, dar nu... Nu, că sunt astfel de evrei. Da. Nu mai antisemiți, că spunem bancuri de evrei. Da. O să vă citesc câteva, vreau numai să adaug că un umor de calitate, un umor inteligent, este cel care trântește adevărul curat, dar o face subtil, o face cu poantă. Asta e și menirea bancurilor și apreciez la domnul Rotaru că nu e frică de corectitudinea politică. E clar că nu e frică. Da. Citim bancuri cu evrei? Da. Alo, acolo este ziarul legionarilor. Spuneți-mi, vă rog, este adevărat că evreii o vândă țara străinilor? Da, desigur. Atunci unde trebuie să mă adresez ca să primesc partea mea?
Ițic intră la cafenea cu o față care stârnește mila prietenilor. Este întrebat imediat, ce s-a întâmplat, Ițic? Mi-a murit nevasta. După câteva momente de tăcere stingherită, unul dintre ei rosti. Nu te cred, spui asta ca să te invidiem. De ce ești așa de trist, Moise? Nu pot să-i fac nevestei mele piatră funerară, dar Moise, nevastă ta trăiește, de aia-s trist. Da, și foarte bună carte, vă spun minunat. Ștrulă întreabă pe Ițic. Ițic, te-am văzut că dai bani la năcăjiri, la săraci. Da, da, cum să nu? Dar tu din ce trăiești? Din ce trăiești? Din dobândă. Să dăm cuvântul autorului, domnul Rotaru. Cum scrieți? Ce vă inspiră? Un singur cuvânt? Nu chiar. Dăm cuvântul. Numai dacă doriți. Nu prea obișnuiesc să vorbesc în public, din două motive. În primul rând că nu-mi place să vorbesc în public, în al doilea, că dacă încep să vorbesc, nu mă mai pot opri. Și oricum, cu cartea asta nu înseamnă că s-a terminat coșmarul. Mai am multe care sunt aproape gata. Și vreau să-i anunț pe cei interesați că băuturile sunt mare. Cam asta a fost. Vă mulțumim frumos, vă mulțumim din suflet, sperăm să vă încânte această carte, așa cum, sincer și fără laude așa contrafăcute, pe noi ne-a încântat.